Na, salutări oameni buni și bine ați venit. Sunt eu și cu Rareș. Jucăm What? Astăzi facem un episod mai lung. După cum puteți vedea, ne-am luat tierop. Am primit o zi premium. Nu știu de ce, normal că nu meritam, dar am primit. Deci, foarte frumos. Așa, acum suntem pe... Ce? Da. Chiar? Da, stăm toată ziua în weekend mere. Na, suntem pe highway, foarte frumos și adică n-are cum să pice confruntare. O să am, cred că, ceva lag, că acum și filmez, dar dacă văd că am un lag, meci următor, să știți că dau grafica mai slabă. Păi da, chiar. Abia îmi intră în joc, deci da, o să dau graficile mai slabe după meciul ăsta. Ce tare, a trecut un arele 44 prin mine. Tu ai intrat, eu abia, mi-a abia acum mi se încarcă. Așa e la jumate. Super. Aud tancurile. Ah, ce sunet frumos. Stai că bag aici un drift să vedeți tot. Dar de ce nu bagă un drift, mă? Acum tancul. Taci, mă. Era o întrebare retorică din aia. Oare până mâine o să mai am premium? Aș mai introduce ce. Da, mă, idiot, o să-l ai până mâine la ora 8. Ah, păi gândește-te, 24 de ore o zi, gândește-te. Se pare, adică nu se pare, adică vedeți, am moduri. Am XVM și am un jumbo. Niciodată nu le-am mai luat așa de repede. Da, știu, nici eu n-am apărut așa de... Am jumbo. Merge. Da, merge, dar știi faza, că nu-i chestia aia verde, nu-i cercul verde, e numai aia care încarcă-i ca la jumbo. Da, este ținta, adică nu știu să te explic. Păi tocmai că ținta lipsește. Na, hai, M6. Eu sunt cu T32 rare și cu IS-3, mă. 314 la M6. Mâine când intru direct pe Old Mobile, trebuie să cercetez măcar turnul. Turnul e penibil. Da, e foarte penibil, da. Am distrus M6-le. Acum hai să dăm un Tiger 2, că ăla e un pericol mare. Păi trebuie. E treabă, dar nu-i live, mă, boule, că înregistrez, cum să fie live, mă? Nu jucăm live, doar nu te duci la înregistrări, ai luat și după aia comentezi. Taci, mă, că astea ai mai multe meciuri, mă, inteligentule, fac mai multe meciuri, așa, aiurea, înțelegi? La mișto. De ce te-ai dus acolo? Iar vrei să mori, mă. Știu. Emoule. Du-te și taie-ți vena, mă, du-te. Na, stai. Nu am nevoie. Eu nu vreau. Mie nu-mi trebuie. Dar ce, stai un pic, s-a făcut update la mapa asta, deci ori făcut și zona aia. Na, că eu nici n-am știut. N-ai știut? Deci eu nu am pe unde mapă, nu prea observ. Update-ul, da. Update-ul. Ar fi aici. Nu prea am făcut pe mapa asta. Tu nu vezi chestia asta care... În care ești acum, zona asta, în care ești acum, e de la noul update, că până... Au, m-am blocat în casă. Păi, bă, gândește-te, până acum ăștia veneau aici? Nu. Na. Mi-a dat teamă, dacă l-am preparat. E treabă. Vine. Type-59 se duce. Da, vine, dar Type-59 se duce, da, toți. Te ajut eu? Normal că nu. Trage odată. Nici eu nu l-am penetrat. Au. Da, Isu, mi-o da. Da, asta e, nu, asta nu e. Dacă e tare deștept, mă, și se pune în fața ta. Păi știu, așa fac toți handicapsații. Tu m-ai avertizat de IS-3-ul ăla. În fine, nu știu cum nu l-ai observat. Au. Te-a luat sta 1, ba nu, stamina. Oh,
Panzer Silifili. Ah, nu-l văd. Nu știu cum nu-l penetrez în lower play, dar bine, nu știu cum să spun. Am văzut la review-ul de la Quickie Baby și că dacă stai cu T32 tankurile astea cu lower play, dacă stai așa, nu știu cum să zic. Na, am dat în Kiri. Sorry. Pe copilul meu îl va chema. Ar trebui să ai un noroc fabulos, dar nu știu unde Isus stă, sigur să campeze acolo în partea asta. Ce ai, mă? Na, aștept să se ducă cineva să spoteze, că eu nu mai pot să avansez. Isus îmi dă un shot, eventual dacă nu mă penetrează. A, uite, e spotat acolo. Nici n-am observat. Mă pun aici și... Nu știu, deci dacă dă el acolo, el îmi vede laterala. Mă duc să fac base defend mai bine. Ma, o să-mi dau nu mult graficile pe mai slab, că de, mi se mișcă destul de bine. Ce? Ha? Nu o să-mi schimb eu graficile așa de mult, că mi se vede destul de bine. Știi cât mă interesează pe mine? Nu. Știu că nu te interesează, deci nu. Așa? Dar problemele mele să vorbească despre tine cu eu, cu ce? Da. Chiuveta transpiră. Normal. Bă, dar nu știu de ce nimeni nu mai pune chestia aia și tu când dădeai cinta pe tank că ți-a arătat ce chestie are. Păi dacă e Gozar, cine? Dar cine să nu mai pună, să mai pună, să nu mai pună, punând ce? O să dureze să mi se încarce videoclipul. Wow. Da, cât e o oră? Nu știu. O să facem cam de pe oră, nu știu, văd eu. Sta unul. Trebuie să profit de premium. Da, premium trebuie să profite de tine. Logic. Ia, sta unul. Fac full down. Cu tankul ăsta, dacă l-aveți, să jucați mereu în full down. Da. Nu. Nici eu. Și eu. Ha. Dar ce glumă, dar nu ai glumi. Și uite-l pe sta unul care nu știe că eu fac base defend, fiindcă habar n-are. Am supraviețuit un match! Valoare! Nici eu. 3 kill-uri cu 855 de damage, se vede că le fur. Acum... O să-mi dea una Isu sau nu, că M12-le nu, nu-mi dă. Dă-i Isu! Taci, mă! Nu vezi că ești cioban? Are o șansă să ne ia pe toți Isu, chiar dacă Isusu. Dar-i dă Crusader să pă dacă e o artilerie bună. Dar nu mai vorbi acolo, că se aude necou pe filmare. Mâine pun Minecraft. Take it. Să știți că mâine pun, da? Să vă uitați, să mă urmăriți artileria! Mă urmăre... Au! Sper că nu sunt spotat, dar mă va spota. Nu, nu... Îs aici cu, numai cu turela, hai, hai, sparge casa, hai! Hai mai repede, hai! Am zis să vii! Vai, idiotule, nu mai vorbi așa, serios vorbesc. Nedi, am dat bansul artilerie! Rareș? Idiotule? Așa. Te auzi bine, nu mai folosi aia, folosește microfonul. Nici. Așa, am dat bansul artilerie, știi? Ai văzut? Se vede. Păi da, la ce penetrare are? Penetrare 198 cu proiectile AP și am 245 gold. Haha, măcar eu pot să fac full down, tu n-ai depresie nici măcar pe... E, te obișnuiești. Da. Când îți trebuie depresie, ce faci? Îți dau eu un lower plate până te cobori. Și gata.
Na, până atunci artileria te mor. Și dacă mă pun în cadar? Dacă apărut se pune în tine? Nu. Știu. Din obișnuință. Na. Isu, nu, nu. Dar nu mai, deci dacă mai vorbești odată așa pe bune, nu mai apare în videourile mele că mă nervează. Adică nu, se aude nașpa pe review, știi? Mă rog. Tu observi că la Kiri îi apar un semn de exclamare? Nu, mie nu mi-apar alea, ce zici tu? Mi-apare la Kiri și tu când zici mi-e barea de viață, îi apar un semn de exclamare. Exclamare? Exclamare. Na, atunci e foarte bine că dă în mine, mă. De ce? Așa mi-a dat bounce. Nu l-am penetrat. Dai greu. Nu tu te mai adă. N-am un tun așa de bun. Tancul e bun, doar că... Gata. Foarte amuzant. Ți-am mai zis? Da. Nu multe ori. De ce? De ce îmi vine să râd la gluma aia? Păi râd, cine ce oprește? Ce glumă. Nu. Da. Hai să mai fur și Isu. Isu mă mai trebuie să-l fur, că-mi trebuie. Vreau kill-uri. Acolo-i, acolo-i. Nu. Da. Nu. Așa, mă scuzați, ar trebui să mă uit la ceva. Acum mănânc. Am foarte bun. Pită goală cu supă. 1000 și ceva de XP. Yay. Gata. Eu am făcut 1222 XP fără ori 2. Da, taci, mă, că nu-i premium. Stați, stai, mă, că aici îmi dau graficile, taci. Of, da. De ce? Nu știu. Maximă mare, le punem pe mare. Deci, taci, mă. Dungă. Nu dezvăluim secrete, rare. Nu secrete. Îl spui tu pe direct? Ce? Îl spui tu pe direct, nu? Aia cu dunga! Zici ce dungă? Zici de dungă sau nu? Pune-ți odată graficile. Da, mi-am pus graficile și tu ești acasă. Na, dar se vede urât, nu s-o obișnuit. E foarte frumos. Am cu 5 FPS mai mult și contează. Mă scuzați, dar mi-e foame. Na, mi-a picat farfuria, îmi treabă. Dar nu mi-a picat, stați liniștit că a căzut. Stați liniștit. Stați liniștit, adică calmați-vă, adică. Yeah, super, sunt dat din partea asta. Ravagii! Super. Matilda și Panzer 38, na, în Pluton, la tier 8. Matilda face față. Nu face. Mă, ba, face. Nu penetrează nici măcar tier 58. Bă, deci, jur, am jucat, mai știi, cu Dennis, na. Îl mai știți pe Dennis, o să mai jucăm și pe el. Așa, na, și am jucat pe... Nu Carelia, am jucat pe nu știu ce map. Ba, pe Carelia, pe Carelia eram și era tier 8, că el juca cu a 20, na, și eu cu Matilda. Și să știi că am intrat în top 10 și am făcut, știi, când era misiunea aia. Eu o fac doar sâmbătă. Mă, și doar atunci apuc și am cheful necesar. Dar necesarul chef când îl ai? Niciodată. Normal. Dar tu de ce te duci în oraș? Da, ca să-mi trec tu. Ok, de ce te duci în oraș? Da, ca să-mi trec tu. Ok, de ce te duci? Adică termin cu glumele astea de aprozar.
Fii că o să încep cu aprozarul de glume. Ha, ha. Așa, na, și acum facem full down. Nu știu, parcă ori mai tăiat un pic din muntele ăsta, l-or făcut mai mic. Cu ce? Cu cuțitul? Da. Ce am... Bun, ori mai luat un pic, știi, din mărimea muntelui. Nu mai e atât. Au... Dar cine m-a penetrat? Ușor. Eu întreb cine m-a penetrat, tu zici ușor. Su 101. Nu l-am penetrat. Mă crezi că da cu gold. Dar știi, eu și-am avut tancul. În turelă. Bă, nu-l penetrezi, mă, dar încerc da, să-i... Pentru tine. Și care? Nu, că iar mi-a dat cu... Iar m-a penetrat în turelă. Da. Ce mă enervează tancurile astea germane, că numai în lower plate trebuie să le dai, că au și astea o turelă foarte bună. Am penetrat că avea patrule, cum, nu știu. Pe bune, că nu știu, eu de obicei... Dar bine, i-am dat în cupola aia, are dita mai cupola, frate, tancul ăsta. Încă una. Cupola aia e super slabă, deci, na, penetrează. Ce mințește zoom-ul ăla? Știu, de la mod pe cu ălălalt. Deci e un iză, bă, dar așa de fricos, n-are tu poți să le iasă. Că bine, a, distrug. Și-am dat o lovitură și nu... Tiger Toy-ul, mă, nu-l penetrează nimeni de aici. De ce? Nu te prind, nu-i nesimțit. Dai porc? Nu, porc nu. Hai să bă, civilizația. N-am penetrat că avea un OS-ul. Am penetrat ISO-ul. Bă, n-are tancul meu o penetrație, cine știe ce bună. Dar tu de unde știi că dau cu gol dacă nu mai ai ăla? Da, mai știi că te penetrau și înainte și n-aveau gold când aveam noi XVM-ul. Da, la ce tier? 7-le? Da, nu. Ești beaten, da. Da, și Tiger 2, deci ăla sigur dă cu gol, că pe mine nu mă penetrează ăștia în tură ăla așa, știi cum? Și lower plate-ul nu mi-l arăt deloc, că ies și dau un cupolă. I-am făcut să se mai retragă. Tu încearcă să câștigi flancul, că ăla e... I-am dat șenilă la SU 101, nu. Trebuie mort. Trebuie omorât. Dar cum mă scoat, îmi scoate Tiger 2 tot ce am? Ah. Mulțumesc pentru explicație. Bag următorul proiectil Golden Tiger. El bagă gold în mine. Nu-l penetrez fără să-i văd lower plate-ul. Păi știu, toate gloanțele le-am în turelă, e culmea că tancul e full echipat. Nu, că eu bag aici pentru situația asta, bag gold-ul, că nu mai... Că și ei l-au băgat, știi? Na, acum să nu fim nesimțiți. Și de ce vreau ultimul turn? Că să penetrez odată Te îl penetrezi și fără. Nu pot fără. Da, bine, depinde unde-i dai. Ah, nu pot să trag fiindcă am tunul. Ce prost îs. Încă avem 4. Nu l-am penetrat cu gold. Nici nu l-o... Na, ce tot face ăsta? Mamă, nu penetrez în turelă. Zici că turela, practic, ar trebui să fie penetrată mereu. A, artileria. Fain. Da, hai la tier 4, ca să n-a...
Da, hai, mă. Hai! Dacă nu dai, te scot din pluton. Și joc singur. Ce, commanders, we are aware, tu ce? Ce asta? Nu știu, asta spuneam și eu că îmi scrie el. Ok, dau eu. Stai! Tabule! Ai că jucători sunt la tier 8 în 1000. Știu, păi la tier 8 se joacă cel mai mult lumea. Ăștia care n-a. Tier 7 sunt doar 10. Aș mai da cu T29, dar n-am echipaj full. Mera. Să știți că Matilda e un tank bestie. Deci, da. Are un rate of fire foarte bun. Eu vă sfătuiesc să intrați pe linia asta. Să văd. Până la 9. Facem. Mai dăm câteva lupte. Vreo două. Pe mapa asta e bun, T40. Următorul, de fapt, următorul mai dăm la tier 8, da? Ce voci faine au englezii. Matilda Black Prince. Matilda Black Prince are tu... Ah, da. Dar mai este nu știu ce Matilda... 4. Aia, ai cu Turela de la Matilda și... Deci că e Matilda. De fapt. Da, da, doar că are primul bun și Turela e de asta. Deci e mai slab Matilda 4. Matilda Black Prince Frank are multă viață, deja de 110, cam cât un tank greu. Dar nu știu cum poți să zici că Matilda e un tank mediu, fiindcă nu are viteză. Nu știu. Are rate of fire, atât. Și armură. Păi tocmai, tankurile medii nu prea au armură, în general. Au rate of fire, mobilitate. Ce ai cumpărat? Pui. Tu vezi un iorb pe ăsta, se face lag așa și tu faci drifturi. Da, asta ziceam și eu ieri. Singurul care ține flancul, da, e în stare, frate, la tier 5, se rupe. Da, aha, cât timp Churchill-ul și KV1-urile sunt acolo, de fapt numai un KV1 e acolo, nu știu de celălalt. Aoleo, Covenantar. Uitați, priviți aici cum se face damage. Fără chin, fără violență. A, nu, 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 nu. Nu. Nu știu ce fac aici. Au. Ești mort, nu? Nu. M-am prostit. N-am vrut să... N-am mai știut știi la cine să mă uit. Ori la Kinu, ori să mai continui să dau. Dar vă, Kinu nu mă penetrează, deci n-are ultimul turn. Din fericire. Sau tristețe, nu știu. Murder 2, să-l scot. Așa. Ați văzut cum face față? Damage.
vedeți aici cum crăp un T-49. L-am scos. Mai rămâne Panzer 1Q, care nu știu ce. De ce unii se urcă acolo, fiindcă... Ah, mor! Bă, ce mă energează primul șirul ăștia! Din mână... Deci eram gagul și loc să mă apere, fraierul ăsta și mă lasă să mor. Deci, mă iar te plângi. Da, iar. Ești enervant, știi? Păi sunt, dar poate ne pică uneori echipa câștigătoare nouă, cum ne-a picat acum, și nu-s proști. Că, sincer, și-aș fi făcut la fel și toată lumea vrea să se salveze pe el decât să-l salveze pe altul, că dacă nu ești în pluton, practic faza asta să te aperi degeaba, că toată lumea ar juca așa, înțelegi? Am 928 damage, tare tancul. Preferatul meu la tier 4, deci cel mai bun. Numai să-ți pice tier 4, să vezi ce faci. Să iasă pe undeva Panzer 1 cu... Nu am eu viteză. Îl ia pe T28. Păcat că am capturat. Mai făceam un kill și 48 de aici. Insignă de merit gradul 2, tare. Cred că-n frângere. Frângere. Da, de fapt da, stai că am văzut, dar v-am făcut multe mici pe plus. 8.000 pe minus. Eu 5.000 pe minus. De profitul ăsta, că la cope. O să vă las în descriere pack-ul cu moduri. Să-mi ziceți dacă vreți și Jumbo, că vă la, vi las și pe la A. Ah, mi-a picat ieri 10, fain. Păcat. Ce? Cum adică hai? Am zis fain. Ai, am zis hai să-i și bine. Ce-ai mă? Nu mai fac eu din astea, că nu știu, pierd statusuri aiurea și chestii. O să mă duc acolo pe munte să fac full down, dar mă enervează că nu văd, nu știu, toți dau cu gold. Cum ai zis tu, ar trebui să fie o regulă ceva să dai numai câteva proiectile, că uneori chiar ai nevoie de gold. Cum, știi cum am avut eu Tiger 2 maxim, atunci? Maximul este de 10 proiectile, alții dau numai, nu 10, că 10 e așa, poți să scoți un tank. Poți să scoți două tankuri cu 10. Nu, da, 5, așa, știi, dai... 5 sau 7. Nu, 5, știi, că da, că cam, că virgulă, cam prin 5 scoți un tank, știi, cam așa. Dar cu 10, frate, uști de viață 4 tankuri. Nu-și cumpăr pachetul ăla, maxim ăla, ce m-am scunde. Da. Și am pregătile cu gol. Și nu are problemă. Dar noi copiii săraci. Luați de pe autostradă, ce? Acele mai vă dă vreo 300 de lei doar pentru niște... Caca de gold, da chiar, caca. Se merită, da. Păi na. Na, stai, cine mai vine pe aici, nu înțeleg. Nu înțeleg, viața asta e așa de dură. De ce? 5 era cu la terană, la turetă. 5 era cu turetă. Uite-l, iară-i cu laterala. Da, da, eu. Yes. Și mă penetrează, nu m-a penetrat, ala-i tati. Nici eu nu l-am ratat. Ești tu și dă-i, sparge mufa, au. Te-o lovit T-71.
T71, e pe munte. Spată. Cine a dat din spată? M103 nu m-a penetrat. Da, cum ratez? Din... De ce? Nu, mă mir că încă n-au dat gold în mine, 3 tancuri. I-am dat și în ele. Dar și în mine dă T71. Tu ocupă-te de ăla, dar... Nu l-ai scos, așa-i? Am ratat. Te s-a mișcat prea repede. Ah, și ce-am ratat eu aici? Știu. Au, m-a penetrat în lateral, la turelă. Înseamnă că n-are ultimul ton sau... Nu știu dacă l-are. T32, advers. Bă, ăștia capturează, ca, suntem morți, ăștia capturează, nici nu... Pe ce mi se face la când apar tancul așa, prea... A, știu, dă și mie, frate, asta nu-i... Am dat bounce. Bă, ăștia capturează, tu vezi că mai au 8... Și... Nu ajungem noi acolo... A, gata, de capturează. Mie mi-a luat mult, nu chiar toată viața, dar mi-a luat. Bag gold în turela la T32. Hai că bag gold. Hai, vezi că-ți dă... Te... A, tot în mine, da, ai noroc. Ai noroc că dă în mine. Nu, că te vede! De văzut, poate să te vadă. Nu, da, nu l-am penetrat cu gold, dar turela e foarte bună. Nici el nu prea mă penetrează. Vezi că tu cam stai cu spatele la T32 ăla. A, m-a luat IS-3-ul. Nici nu știu cum a avut depresie la mine, da? Na, oameni buni, aici se încheie video-ul meu. Mâine pun Minecraft, poi mâine nu știu ce pun, o să văd iară programul, șmecherii chestii. Și mai aștept sugestiile voastre să-mi ziceți cu ce jocuri vreți să mai pun. Am fost eu și cu Rareș. Ciao.